Începând cu această oră, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Constanța desfășoară activități de fluidizare pe drumul național 39, zona cuprinsă între Eforie Sud și A4. Recomandăm conducătorul auto să dea dovadă de amabilitate, să respecte regulile din circulație și să păstreze distanța regulamentară între autovehicule. Având în vedere faptul că sunt valori ridicate de trafic, recomandăm ca și rute ocolitoare drumul național 39, 39A, pod nou Agigi, autostradă. De asemenea, recomandăm ca și rută ocolitoare și varianta DN39, Mangalia, Negru Vodă, Topraisar, Mereni, Mergidia și autostrada A2. Mulțumim tuturor participanților la trafică, au dat dovadă de amabilitate, au respectat regulile de circulație și vă dorim drumuri bune!